Urmează un speaker extraordinar care are o pregătire universitară în domeniul ingineriei economice industriale și peste 8 ani de experiență în training. Bogdan Grosu a contribuit prin soluțiile oferite la succesul companiilor care acordă o mare importanță relațiilor cu clienții. Susține mare atenție, peste 100 de zile de training și consultanță pe an, pe tematici ca abilitățile de comunicare, prezentare și elemente de cultură organizațională sănătoasă. A susținut cursuri la peste 100 companii. În aplauzele dumneavoastră, Bogdan Grosu. Mulțumesc mult, Doru. Înainte să începem discuția noastră de astăzi, trebuie să remarc un lucru pe care nu l-am mai văzut în multe orașe din România. Așa nivel de energie și entuziasm ca în sala asta, în dimineața asta, mai rar am văzut. Te uiți prin sală și mai vezi oameni entuziaști? Că din față îi mai se vede. Treaba mea ca și trainer uneori e să verific nivelul de energie dintr-o sală, adică să mă ocup ceva de genul ăsta. Să văd cam care e nivelul de energie. Și una dintre metodele pe care le-am găsit este cu o întrebare foarte directă, să zic așa. Și întrebarea respectivă, la care vă invit să răspundeți, dar în gând. Întrebarea pe care o folosesc e următoarea. Cine în dimineața asta are chef? Ridicați mâna. Exagerați deja, adică da. Următoarea întrebare pe care o adresez, în mod evident că trebuie să existe și întrebarea asta, cine în dimineața asta n-are chef? Mâna sus. Și mai sunt 2-3 oameni, așa mai... Unul dintre participanți odată a zis, eu n-am chef că nici chef să ridic mâna n-am. Dacă ați văzut Madagascar, filmul de desene animate, eu l-am dat un personaj, King Julian, care zice, am obosit, wave my hand, știi? Întrebările astea au un rost, pentru că după ele urmează o întrebare sau urmează o afirmație la care vă invit să vă gândiți. Cantitatea de chef cu care începi o zi influențează nu ziua în sine, ci percepția asupra zilei. De acord cu afirmația asta? Uitați la ce mă refer când zic lucrul ăsta. Vi s-a întâmplat vreodată să vă treziți de dimineață de la prima oară cu chef? Că mă mai întreabă la mea chef de ce? Chef de viață, în general. Aveți zile din astea în care vă treziți cu chef? Bun. Chiar dacă e trafic în ziua respectivă, chiar dacă ajungi la serviciu și dai de un coleg, mă rog, avem fiecare dintre noi o listă de colegi pe care când îi vedem ne vine să le facem ce? Se văd tot felul de gesturi prin sală. Da, te ajută la chef. Te ajută foarte mult la chef. Chiar dacă peste zi tot felul de probleme de serviciu, la finalul zilei tot îți rămâne un pic de energie să te bucuri de viață, de familie, de prieteni. Aveți zile de astea? Seara, cred că arată ceva de genul ăsta. Acum am exagerat un pic. Săracul copilul de aici. E, dar nu sunt numai zile de genul ăsta. În extrema cealaltă, nu știu dacă ați cunoscut oameni cărora în Moldova le se zice fără de chef. Nu știu dacă ați văzut ăștia fără de chef. Sau, e un termen care place foarte mult, sau a devenit oarecum celebru de-a lungul sesiunilor de business days, oameni de tip ineologism, chefless. Nu știu dacă ați cunoscut de ăștia chefless. Dar chefless e un corporatism, aș putea zice. Oamenii de tip chefless n-au chef la întrebarea de ce, de nimic. Și dădeam niște exemple mai demult, destul de întâlnite în viața noastră zi cu zi. Te trezești într-o dimineață cu chef, tu ești cu chef. Faci un efort, faci o cafea, pui pâine cu unt și cu gem, să zic, și te duci la un chefless de ăsta și zici, uite, ți-am făcut cafea și pâine cu unt și cu gem. Ce zic chefless în situația asta? Lăsați experiențele personale de până. Gem, trebuia să pui miere. Deci vine să iei felia de pâine să-i faci ce? Reacțiile din sală îmi spun despre experiența între... În fine. La ăștia fără chef e trafic în fiecare zi. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Când ajung la serviciu, cele mai nenorocite probleme de serviciu la cine pică de fiecare dată? Cei mai nenorociți și așa mai departe. Pe la finalul zilei, cred că ziua oamenilor ăsta arată ceva de genul ăsta. Numai că ăsta e spre finalul serii, că de obicei oamenii ăștia fără chef adună energie emoțională negativă și în trafic și în drum spre casă și când ajung acasă simt nevoia să o descarce. Pe cine se descarcă? Pe cine pică la îndemână? Știți că adresez unor o întrebare, cu ce se devine cei de acasă că ai avut o zi proastă la serviciu? Care e răspunsul oficial la întrebarea asta? Cu nimic. A fost o doamnă, a participat la curs care a zis cu ce se devină. Că există! Era foarte punită privirea în pământ, dialogul interior, ea cu ea
Și zice, copilul nu și-a făcut lecțiile, dar asta scapă. Dar e un personaj care e greșit de fiecare dată. Cine e personajul greșit? Soțul, eu puțin. Întrebarea magică cu care stârnești scandalul. Că știți că nici cinstit să pornești din prima cu scandal. Care e întrebarea magică cu care pornești scandalul? Ai luat, mă, pâine. Și că a luat pâine, a greșit de fiecare dată. Deci, mod garantat a greșit. Dacă a luat pâine, tu nu vezi că era pâine în casă, de ce ai mai luat pâine? Dacă a luat pâine nu știu de care, de ce n-ai luat graham, mă? De ce n-ai luat graham? După care să știți că ăsta e doar începutul. Pentru că în medie cam în 10 minute încep să se dezgroape morți în discuție. Și acum dacă îmi permite să mă exprim colocvial, apare un personaj în discuție care stârnește scandal și mai mare. Știți cine e personajul? Măta. Îmi cer scuze, dar sunt colocvial. Stați că am apăsat greșit. Continuarea discuției este tu de mama, să nu zici nimic, mă. Dar nu o să insist foarte mult pe zona asta, că deja stârnește niște amintiri neplăcute unora. Întrebarea este ce putem face ca să ajungem mai rar aici. Și acum, sunt convins că mulți dintre voi coordonați oameni, sunteți în postură de lideri. Și povestea asta cu motivația, dacă vrei, cu a face mai bine, ține de două părți, și de persoana care este condusă și cel care influențează oamenii. Așa că, în cele ce urmează, vreau să vă arăt, în timpul pe care mai am la dispoziție, un proces în 6 pași prin care poți ajuta oamenii din jurul tău să aibă mai mult chef. Zic ajuta pentru că nu poți determina lucrul ăsta pentru ei. Mulți oameni vin la serviciu, ceva de genul ăsta, nu știu că e o metaforă, mod evident. Alții vin mai degrabă așa, își aduc și inima cu ei. Și vine întrebarea ce face diferența între ăștia. Pentru că unii oameni au fost undeva aici, dar au trecut printr-un proces și au ajuns aici. Și procesul ăsta presupune întâi de toate, pasul 1 și cel mai important, ca omul respectiv să conștientizeze. Vedeți că deocamdată nu ține de lider în sine. Poate îl ajută să conștientizeze că e demotivat. Și aici e nevoie de ceea ce se cheamă dialog interior. Să stai de vorbă cu vocea ta interioară. Unii zic că e foarte important să stai de vorbă cu o singură voce interioară, că dacă stai de vorbă cu mai multe voci interioare, e o boală care înseamnă schizofrenie. Partea bună e, cu schizofrenia nu ești niciodată singur, știți cum se zice? Sau am mai văzut una de la medici, am fost schizofrenic, acum suntem toți bine, e ok. Bun, deci am conștientizat, stau de vorbă cu mine, după care fac pasul 2, să știu ce mă motivează. Pe mine ca angajat să știu ce mă motivează. Și aici, de cele mai multe ori întrebarea este ce te motivează pe tine ca și angajat, cel mai des răspuns care e? Banii. Numai că banii nu sunt singurul factor motivațional. Mai sunt și alți factori motivaționali? Cine? Cineva are obsesie. Cine? Cine? Tare. Colegii. Atmosfera, munca în sine poate să fie factor motivațional? Da, persoana șefului poate să fie factor motivațional? Da, demotivațional poate să fie? E cam cel mai important. Așa că știu lucrul ăsta, mă duc și cer. Asta e treabă de experiența anterioară. Adică am curajul să cer, dacă am văzut că atunci când cer, primesc un răspuns măcar. Sunt unii oameni care la o ședință au o idee, ridică mâna și zic, șef, vreau și să zic ceva. Și sunt tratați cum? Ce mă, băiatule, ți-e rău? Ia, relaxează. Dacă n-am experiențe de astea anterioare, atunci am capacitatea să mă duc să cer. După ce fac lucrul ăsta, de aici încolo nu mai ține de mine ca angajat și ne mutăm în zona persoanei care coordonează. Așa că cineva trebuie să asculte. Angajatul respectiv trebuie să fie ascultat. Ăsta e pasul 1. Și sunt unii oameni care au capacitatea asta să asculte. Oamenii nu o au. Se comportă ca un sergent în armată care l-a permite să raportezi, omul îi răspunde cu nu mă interesează. Dar nu are rost să vorbim despre subiecte de genul ăsta, că ele nu se întâmplă în țara noastră. Pasul următor este cineva să vrea să-l ajute pe angajatul respectiv. Cine trebuie să vrea? Liderul. E o vorbă care spune așa, la umbra stejarilor bătrâni nici iarba nu crește. Unii oameni au o capacitate incredibilă și se simt foarte bine dacă îi văd pe alții crescând în jurul lor. Că nu întotdeauna e nevoie de bani ca să motivezi un om, poate că e nevoie de alte lucruri, de mediul pe care îl creezi. Se spune că liderul influențează în mod direct cu atitudinea lui ce se întâmplă în jurul lui. În ziua în care un șef are o zi proastă, mai bine stă acasă, spune la un moment dat cineva. Știți cum e în momentele când intră șeful cu o anumită figură și jumătate din angajați bagă capul în... Că știu că da, a trecut când a făcut o figură de genul ăsta, a ieșit cu scandal. Cum s-ar zice. Vrea și liderul. Acum în organizațiile mai mari mai e nevoie de un punct. Să se poată.
Și dacă tot am vorbit de salariu, de multe ori se spune, poate vreau o mărire de salariu. Și cineva îți răspunde, da, facem lucrul ăsta, dar nu ne permite cine? Grila. Nu știu dacă ați cunoscut-o pe Grila. Grila e un personaj care îmi pare rău, dar nu ne lasă Grila. Doar ce zic aici, să zicem și noi cine e Grila. Apropo de... Pentru că ne apropiem de final, țineți minte că voi din postură de oameni care coordonați pe alți oameni sau din postură de angajați, participați la un dans în doi. E nevoie ca și angajatul să știe, să conștientizeze, să știe și să ceară, dar la fel de bine și liderul să-l ajute. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Mulțumim, Bogdan. Acum sunt și în starea de flux și am și chef. Voi aveți chef? Vă propun un exercițiu, dacă aveți chef. Hai să le ridicăm cu toți în picioare, vă rog. Din nou. Cât chef avem, iar. Și voi, vă rog. Toată lumea în picioare. Vă mai aduceți aminte de stânga împrejur? Hai să facem un stânga împrejur, toată lumea. Vin și eu aici, alături de voi, dar o să mă auziți. Stânga împrejur, văd că unii ați făcut dreapta împrejur, deși nu există. Bun. Trebuie să facem așa ca un șir indian, fiecare să aibă pe cineva în față. Gata? Are fiecare pe cineva în față. Bun, acum puneți mâna pe umerii celui din față, vă rog. Bun. Și acum faceți un masaj cu chef, vă rog frumos, cu chef, așa, să simtă. E bine, bine. Știți care e partea nasoală? Că eu mă aflu în ultimul rând. Hai să facem și invers, ca să primească și cei din ultimul rând. Îmi zice cineva din stânga, te rog să ții mai mult așa. Ok, vă mulțumesc. Haideți să luăm loc.